colindăm împreună Domnului Hristos. Să răsune în casa voastră colinda de la fereastră cântul meu duios. Șoi mele din sat în sat, drumul lungi am de umblat și e colinda. Sunt zile de sărbătoare. Este perioada în care putem întrezări lumina Domnului în ochii oricărui binefăcător și zâmbetul lui Dumnezeu pe chipul fiecărui copil fericit.
Crăciunul este, dincolo de dăruire și bucurie, despre cel care, acum mai bine de 2000 de ani, se năștea într-o iesle și lua asupra sa toate păcatele lumii. O bucurie cum doar o dată pe an putem simți. O sărbătoare a sărbătorilor, o rază de speranță, o minune prin care, gândindu-ne la cei de-aproape, Dumnezeu se gândește la noi. Un dar de suflet astăzi, un dialog de suflet cu părintele Cristian Pomohaci. Sărutăm dreapta, părinte, Doamne ajută, și bine ați venit în emisiunea Sub Lupă, iată, în zi de sărbătoare. Doamne ajută, bine v-am găsit. Sunt onorat să fiu astăzi în studioul dumneavoastră. Am venit îmbrăcat așa de gros pentru că afară e frig și mă uit la dumneavoastră cât e de bine și cald. Am ascultat cuvintele de la introducerea sau de la deschiderea emisiunii și mi-am zis că deja este o predică, este un subiect de predică gata, formulată introducerea dumneavoastră. Bine v-am găsit! Ne bucurăm că ați ajuns sănătos și că... Iată, ne aduceți, veniți cu binecuvântări, părinte, astăzi, pentru că nu ați venit doar așa, ne-ați adus și colinde și vă mulțumim pentru că am avut bucuria să deschidem această ediție a emisiunii Sub Lupă chiar cu un colind. Zi de sărbătoare astăzi. Da, zi de sărbătoare am venit și cu colindul din Rebrișoara, din satul în care m-am născut, din comuna în care m-am născut. Am venit și cu straiele, cu portul național popular de iarnă. Eu mă gândeam că nu o să veniți așa îmbrăcat. E frig afară și o trebuie să mă îmbrăc cu opcinși, cu șoarici negri, așa cum se poartă Rebrișoara, cu cămeșe de iarnă, cu căpută, este căput, așa se zice, cu ceptar înfundat și cu cușmă. Nu m-ați găsit de multe ori în emisiune, așa, cred că. Adevărat, adevărat, și apreciem și vă mulțumim. Dacă aș fi știut, mă îmbrăcam și eu în costum național, încă aș fi vrut, dar producătorul emisiunii a zis, hai să fie ceva elegant de gală. Părinte, Tolstoi spunea în opera Despre Dumnezeu și om, când stai de vorbă cu un om, nu trebuie să vadă neapărat că îl iubești, ci tu trebuie să simți adevărata dragostea. Ce este mai important, părinte, în aceste zile? Să arătăm iubirea sau să o simțim? Ce întrebare grea! Eu credeam că este o emisiune de sărbătoarea nașterii Domnului. E așa de frumos să iubești. Și cu toată inima deschisă, vă spun că atunci când iubești și simți că iubești. Nu poți să iubești fără să simți. N-ai cum. Este important să arătăm iubirea, câteodată iubirea poate să rănească. Sau putem să iubim și în taină, părinte? Iubirea în taină zdrobește mult. Iubirea în taină face ravagii de multe ori în sufletul. Pe cine zdrobește, părinte? Pe cel care iubește? Pe cel care iubește. Iubirea în taină. Iubirea trebuie exteriorizată. Spuneați în introducerea emisiunii dumneavoastră că a venit acum mai bine de 2000 de ani cel care se năștea în iesle și care a luat asupra lui toate păcatele lumii. Gândiți-vă, dacă el nu și-ar fi manifestat iubirea față de noi, n-ar fi făcut gestul ăsta, că iubirea implică gesturi. Credința fără fapte este moartă. Oricât ai spune că ești creștin, oricât ai spune că plătești contribuții la o anumită biserică, că faci dani la o anumită biserică, dacă nu ai faptele iubirii în credință, credința aia e moartă. Repet, faptele iubirii, faptele dragostei. Cât de frumos spuneți! Am avut aseară bucuria între colindători să fie și o doamnă director. Un director de școală. Această doamnă director de școală, stând de vorbă cu una dintre colegele dumneaei, o dăscăliță, este întrebată, tu ne iubești pe noi? Dăscălița o întreabă pe doamna directoare, tu ne iubești pe noi? La care ea, da, vă iubesc. Și de ce nu ne-o spui? Și a fost doamna director dezarmată. Lucrurile acestea mi le-au scris pe un pomelnic. A fost dezarmată. Toată noaptea s-a frământat de întrebarea doamnei învățătoare de pe hol. A doua zi și-a făcut timp
să treacă din clădirea unde avea biroul directoratului, să treacă într-un alt corp al unei clădiri, unde era cancelarea și cadrele didactice, și-a intrat în cancelare și-a vorbit cu fiecare în parte și le-a spus: am venit să vă spun că vă iubesc. Toată lumea era fericită. E așa de mare lucru să spui cuiva că te iubesc. Să ne mărturisim iubirea. Știți, e ușor să spui te iubesc, că îți dau cuvinte în limba română. Dar e atât de frumos să o spui. Știți, e frumos să o spui după 20 de ani de căsătorie, să o spui soției tale, te iubesc. E frumos să o spui după 30 de ani de căsătorie, te iubesc. Nu știu dacă tinerii în ziua de astăzi își mai spun cuvântul ăsta, te iubesc. E greu. Cred că și îl spun, dar nu cu esența pe care o aveau aceste două cuvinte pe vremea bunicilor mei, poate că spus... Pe esență, în esența în care trebuie spus după 20 de ani de căsătorie, după 30 de ani de căsătorie, atunci capătă valoare cele două cuvinte. Atunci capătă greutate. E ușor să spui te iubesc, dar e greu să le trăiești aceste două cuvinte, ca după mult sau puțin timp să mai spui încă o dată te iubesc. Dar vedeți că de multe ori uităm să mai spunem lucrul ăsta. Când vi s-a spus ultima dată te iubesc? Și nu trebuie să-mi răspundeți. Părinte, că toți suntem la acest capitol al iubirii, există oameni care în aceste zile simt singurătatea apăsătoare mai grea ca oricând. Specialiștii ar numi o depresie. Din perspectiva misiunii pe care o aveți, cum ar putea fi biruită această stare? Stau în scaunul spovedaniei mult timp și să știți că mă confrunt cu episodul acesta al epocii în care trăim, al vremurilor în care trăim. Și așa cum spuneau și alți sfinți părinți, sau cum o spun părinții îmbunătățiți, eu sunt un popă de țară, un preot de țară, așa cum o spun părinții mari ai bisericii noastre ortodoxe, este boala secolului. Depresia este numită boala secolului. Dar nu poți să spui la un om că este depresiv decât doar atunci când nu are de lucru. Când ai de lucru, când ai o misiune, când ai un țel, nu poți să cazi în depresie. Și atunci acești oameni nu vorbim de singurătate, nu vorbim de singurătate, vorbim de depresie acum. Eu nu sunt un psiholog, nu sunt un psihoterapeut, nu știu să spun în cuvinte adecvate sau în cuvinte, în terminologia care ar trebui vorbit despre acest subiect. Eu vă spun din prisma trăirilor mele. Singurătatea este trăită și atunci când stai în familie și revin la cuvântul te iubesc, când nu-l auzi spunându-ți nimeni lucrul ăsta. E groaznică singurătatea aia. Singurătatea e groaznică când vezi că îți vine copilul în casă și nu te vede. Singurătatea e groaznică te duci să sparchezi mașina și treci pe lângă vecin și nu te vede. Singurătatea e când stai la altar și ai necaz și simți că nu te vede Dumnezeu. E groaznică singurătatea aia. Asta e singurătate. Nu e singurătate când nu ai pe cineva lângă tine. Nu ai singurătatea. Cum biruim acest sentiment devastator în care un om se simte fel? Doar un singur remediu este și doar o singură rezolvare este. Acum 2000 de ani, o parafrazez pe Vasilica Tataru, acum mai bine de 2000 de ani s-a născut un copil. Copil care era deja împărat, care este împărat și care va deveni împărat. Dacă îl ai pe acest copil în inimă, dacă îl crezi, dacă te încrezi și dacă trăiești cu el, nu ești singur niciodată. Nu poți să vorbești despre singurătate și nici despre depresie. Se spune că suferința mântuiește. Este de dorit o astfel de suferință, părinte? Nu este mântuire fără suferință. Nu este mântuire fără suferință. Să nu credeți că în biserică venim ca să fim aplaudați sau în biserică ne naștem, în lucrarea lui Dumnezeu ne naștem ca să fim duși pe flori în cer. Nici de cum.
este o competiție. Atunci când ne afișăm că suntem creștini, poate prin dăruirea care o fac părinții cu noi atunci când ne duc la apa botezului și ne încreștinează, deja ne naștem creștini și avem deja misiunea să luptăm. Suntem competitivi încă de mici. Noi trebuie să arătăm că suntem al lui Hristos și suferind, pentru că cine al lui Hristos trebuie să sufere. Cine al lui Hristos nu o să fie iubit de lume. Țineți minte ce vă spun astăzi. Lumea iubește doar ce este al ei, așa ne spune Hristos. Dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Nu este mântuire fără suferință. Pentru că nu este înviere fără cruce. Nu poți să vorbești despre înviere fără cruce. Este sărbătoare și în casa multor oameni este sărbătoare și știu unde ați vrut să mergeți. E atât de greu să nu-ți deschidă nimeni ușa. E atât de greu să nu-ți sune telefonul. E atât de greu să n-ai la cine să spui bună dimineața. Știu ce vă referiți. Și nu-i sărbătoare atunci când n-ai cu cine să împarți sărbătoarea. Că sărbătoarea nu este a unui om singur. Sărbătoarea este atunci când suntem noi. De aceea și Hristos ne spune, oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu voi fi cu voi. Eu voi fi cu ei. De ce? Pentru ca să facă sărbătoare. N-aș vrea să cred că astăzi la această sărbătoare mare sunt oameni supărați. Este o sărbătoare a bucuriei și postul care l-am trecut este un post al veseliei, de aceea sunt atâtea dezlegări la pește, de aceea sunt atâtea dezlegări la de lemn, de aceea sunt atâtea dezlegări la vin. Este un post al bucuriei și sărbătoarea de astăzi cred că este un post al bucuriei. Părinte, pentru că vorbiți atât de frumos despre conotația acestei sărbători minunate, sărbătoarea bucuriei, bucurie pe care nu putem avea decât avându-i pe cei dragi aproape. Mi-aș dori să zugrăvim sau să pictăm un tablou al părinților dumneavoastră prin ochii copilului Cristian. Cum erau părinții de Crăciun? În casa noastră nu se sărbătorea nașterea Domnului, pentru că părinții mei n-au cunoscut, nu că n-au cunoscut biserica, n-au fost instruiți, n-au fost lăsați sau n-au fost crescuți în spiritul religios. A fost asta o consecință a vremurilor în care ei au trăit? Au făcut școala pedagogică, tata fiind secretar cu probleme de propagandă a Partidului Comunist Român, mama fiind dascăl, cei care sunt de vârsta mea știu ce înseamnă să fi fost dascăl în perioada aceea, nu aveau voie să meargă la biserică. Am surprins-o pe mama de câteva ori că mergea noaptea la Sfânta Liturghie în Năsăud, la Părintele Roșu. Și mă aduc aminte că mă lua cu dumnea ei noaptea pe bicicletă ca să nu se teamă pe șesul Năsăudului mergând până la Sfânta Liturghie acolo Năsăud, unde o făcea Părintele Roșu, să nu se teamă pe bicicletă, mă lua și pe mine și era atât de rece bicicleta aia, nu uit cât trăiesc. Atât de rece era că mă țineam de zițul ăla, mă țineam de scaunul ăla din spate, de la roata din spate, dar era atât de fierbinte casa unde am intrat, că se făcea Sfânta Liturghie într-o casă. Mă aduc aminte ca astăzi lucrurile acestea. Dar mama nu putea merge la biserică, nu puteam să spunem că este... Nu era sărbătoare, era sărbătoare cum e astăzi sărbătoare. Vedeți? E frumos ce m-ați provocat. Ești singur atunci când nu este Dumnezeu în sărbătoare. Noi sărbătorim fără Hristos, noi sărbătorim fără Hristos de multe ori. Sărbătorim cu cozonaci, sărbătorim cu vin, sărbătorim cu brad, sărbătorim cu obiceiurile vechi, sărbătorim cu ritualurile, dar sărbătorim fără Hristos. Eram mic și îmi doream să vină Crăciunul. Nu știam că este sărbătoarea nașterii Domnului. Popular este Crăciun. În sfânta tradiție se spune Crăciunul că este numele gazdei, a proprietarului grajdului în care s-a născut Mântuitorul.
Nu știu dacă e așa, nu am date certe să spun lucrul acesta, dar în tradiția, în folclorul român pot să spun lucrul ăsta. Nu este sărbătoarea lui Crăciun. Oamenii vreau să facă sărbătoarea lui Crăciun. Mă provocați la multe lucruri. Am fost luna trecută în America și era în octombrie și în octombrie deja era în marele orașe, în marele centre comerciale, era deja pomul împodobit, erau crăciunițele pe stradă, erau în octombrie. Atât de dar de nu vreme. Se vorbea, dar nu. Dar nu se vorbea nicăieri de Hristos. Erau crăciunițe, erau brazi, erau petiele, erau artificii, erau globuri, erau zumzet de sărbători în octombrie, atât de repede, dar nu era Hristos. Și eu când eram mic, așteptam Crăciunul, această sărbătoare, cu alte intenții, nici de cum cu că se naște Hristos, nici de cum să-L sărbătoresc pe Hristos. Era pentru că trebuia să merg cu turca. Îmi doream mult să merg cu turca. Turca e capra din Moldova, de la dumneavoastră, turca. Așa. În Rebrișoara se numește turca. Se face dintr-un lemn și două lemne suprapuse, care la atunci când se ating scot un sunet dur de toacă, două lemne uscate, la care se pun două cornițe de capră. Părinții care se ocupau de capră făceau cât mai frumoasă capra pentru copilul lor. Părinții mei niciodată nu mi-au făcut capră. N-am avut bucuria niciodată să am capra mea. Îmi doream să am capra. Și cei mai săraci mergeau cu plugușorul. Și plugușorul era mai ușor de făcut. Era o budeșcă, se scotea unul dintre capete și se punea o bucată de... o ierhă, se zicea, o piele. Nu mi-o făceau nici aia părinții. Mă duceam la Badul Mitrolul Cirilă, la un vecin care avea oi și avea bucăți de piele și îmi punea în capătul budeștii. Budeșca e bărbânță, nu știu cum să vă spun. Budeșca. Un recipient în care se ține laptele acru și în care se ține brânza. De lemn. Nu îmi scap acum să, un sinonim actual din ziua de astăzi. Budeșca. Și la budeșca aia punem petele pe ea, punem câteva steluțe din argint. Mă duceam la magazin și mă rugam la vânzătoare dacă îi rămâne cuiva ambalajul de la bobe. De la când cumpărau bomboane. Așa, bobe. Da. Dacă rămâne ambalajul să-mi dă emnie și le facem steluțe, le punem pe budeșcă, pe plugușor, că la era plugușorul, în capăt mă ducem la Georgia lui Șovrea și rugam să-mi tăie 3 șire din coada calului ca să-mi pot face aia de care se trăge la plugușor, nu știu cum se zice, coada aia. Și îmi dădea numai câte 3 șire și mă ducem la alt vecin care avea cai și mă rugam de dimineața până seara, nu-mi tai 3 șire din coada calului să-mi pot face la plugușor. Și așa îmi confecționam, ăsta era postul meu ca să prind sărbătorile de iarnă, sărbătoarea nașterii Domnului. Și atunci am găseam un tovară și mergem cu plugușorul, dar nu mergem cu plugușorul să cântăm aho, aho, copii și frați. Mergem cu plugușorul ca să facem bani. Când în ce casă intram, avem trestuță și oamenii dădeau un ban pentru ce primeați facem cu plugușorul. Primeați bani, părinte, că la Moldova se mai dau colaci, mere, cutii? Nu, cutii. În Rebrișoara se dau bani. Bani. Doar bani. Și unde era mai înstărită casă, ne mai dădea câte o boabă sau ne mai dădea câte un măr, unde era mai înstărită casa. Dar să... dă bani. Acum nu știu dacă mai se întâmplă cu plugușorul Rebrișoara și cu turca. Mi-am dorit întotdeauna, invidiam copiii care treceau pe lângă mine, că numai aia mici sau aia săraci aveau plugușor. Și invidiam. Părinții noștri nu erau de acord să mergem. Nu că ne lipsea pâinea din casă, dar ziceau că e cerșetorie ce facem noi, că nu este Hristos, nu este nașterea Domnului, ce trebuie să mergem noi cu plugușorul și cu alea. Nu ne lăsau. Noi tindeau să ne crească în alt spirit. Mi-am dorit întotdeauna o turcă. Când am fost în clasa 8, am avut prima dată turcă cu Dumitrul Fărcaș, cu tuțul lui Goriță. Mi-am făcut prima dată turcă. Și gândindu-mă astăzi, iertați-mă că trebuie să vă spun, gândindu-mă astăzi că m-ați provocat, să știți că a fost cea mai săracă turcă din Rebrișoara. Se pune o pătură și pătura trebuie să fie cât mai frumoasă și să pune piei de capră peste ea și să pune piei de iepure peste ea și petele multe și să fie cât mai împodobită. Noi n-am avut nici bani să ne cumpărăm hârtie creponată, că din hârtie creponată colorată se făceau petelele alea. Nu avem nici o singură piele de iepure am căpătat-o de la cineva și ne-am pus-o pe turcă.
și clănțănie turca noastră în toate lăturile, că nu era fixată bine botul la turcă și ne-am făcut corne din turcă, din două crenguță, și acum le am. Și acum le am. Iată o perioadă a copilăriei. Dar m-am bucurat, dar era sărbătoare pentru mine. Că atunci când, după ce blam cu turca sau cu plugușorul, îmi strângeam vreo doi bănuți și puteam să-mi cumpăr ceva. Ce vă luați, părinte, de banii pe care îi obțineți? Îmi doream întotdeauna o șapcă. O șapcă, nu o cușmă, cușma e foarte scumpă. Vreau să vă spun că și astăzi, ce vedeți pe mine îmbrăcat, căputul ăsta e din Maieru, l-am căpătat. Nu e al meu, eu n-am avut niciodată costum național. Și ori și zi la Maica Stariță Varvada. Maica Stareța noastră de la Moșuni ne-a dat șoaricii din, de la dumneai din Ilva. 8-5-le mi-au făcut lelea din Runcu Salvi. Cămeșa am căpătat-o de la Lucica Tudoran. Părinte, mă iertați că mai primiți așa dar din dar se face rai. Mai redirecționați către Bacău. Eu n-am primit atât de multe. Primesc, să știți, primesc și astăzi. Pe scenă, când erau spectacolele mari, veneau oameni, sunteți foarte iubit, veneau pe scenă oameni cu flori și unul mă aducea o pungă și într-o pungă când ajungeam acasă era câte o cămeșă era, și mă bucuram tare mult de ce primesc. Ne-am dorit o șapcă. Știți cum erau șapcele alea rusești, cu cozoroc așa și cu ureci? Da. Și cu blăniță așa. Că mi-era fric cu blăniță, da, și se legau așa cu șnur. Ne-am dorit o șapcă de aia. Nu ne-o cumpăra niciodată. Era o șapcă tricotată, ne-o cumpărau părinții. Eram doi frați, fratele meu mai mare ca mine cu 6 ani. Și cei rămâneri de la el era întotdeauna bune mie. Întotdeauna mi se potriveau mie. Părinte, nimic din tot ceea ce primim bun nu căpătăm pe degeaba. Vreau să vă întreb, este o povară sau o bucurie să fiți iubit de un număr atât de mare de oameni? Pentru că sunteți, părinte iubit. Iubirea stârnește gelozii. Iubirea stârnește invidie. Dar e o povară dulce. Și am spus totul. E o povară dulce. Nu cred că este vreun om care să nu-i cadă bine că nu-i iubit. Îți dorești să fii iubit. Dar nu poți să fii iubit atunci dacă nu iubești. Ești iubit doar când iubești. Țineți minte ce vă spun, cu toate că este o maximă că iubești și nu ești iubit și iubești și ești iubit și nu iubești. Știți, este un... Nu e adevărat. Iubirea rămâne în strânsă legătură cu iubirea și ceea ce dăm aia primit. E verigă, e un lanț. E un lanț. Iubirea se înmănunchează în altă iubire.
Eu știu că am trecut de pasajul ăsta cu copilăria, cu părinții. Părinte, cu atât mai mult îmi doresc să vă întreb, pentru că tot ați zis că Hristos nu v-a fost cunoscut din copilărie. Când l-ați întâlnit prima dată pe Dumnezeu? Când l-ați simțit, părinte? Eu cred că, și nu cred, sunt sigur, afirm cu tărie, Dumnezeu a fost întotdeauna cu mine. Numai cum este cu noi, cu toți. Numai nu-L descoperim noi. Nu se lasă întotdeauna descoperit, pentru că nu-L căutăm cu inimă sinceră. În clasa a patra, la una dintre sărbările de 8 martie, doamna învățătoare, tovarășa învățătoare Ana Doboacă, ne-a dat la fiecare câte un rol în spectacolul, în programul Închinat Mamelor. Și mie mi-a revenit să cânt, pentru că aveam o voce foarte baritonală și mă vedeți că și astăzi cânt foarte gros, sunt de-a dreptul bas. Eu sunt la fericelul meu de voce care l-am și astăzi, eu dansă când romanța A venit aseară mama. Eu n-am auzit niciodată până atunci cântarea aia, nici n-am știut că e romanță în clasa a patra. Și am cântat-o la sărbătoarea Închinată Mamelor în clasă. Atât de mult mi-a plăcut textul. Când am cântat-o, atât de mult mi-a plăcut, încât eu trăiam ce cântam. Și atât de mult m-au aplaudat și mamele și oamenii care erau atunci în clasă și doamna învățătoare, tovarășa învățătoare, m-o strâns în brață, prima dată era o femeie foarte exigentă. Și în clasa a patra, deci 1, 2, 3, 4, niciodată nu m-o strâns în brață și atunci m-o strâns în brațe. Și am văzut altceva. Și atunci, duminică, era sâmbătă dimineața și duminică ne-a luat bunica, am avut o mămucă foarte credincioasă, mama mamei mele, o femeie foarte credincioasă. Din nou, cred bunica ea, cu rol foarte important. Ea a presărat sarea în bucate, în viața mea, în viața lui fratele meu, în viața surorii mele. Și ne-a luat cu forța la biserică. Și atunci m-a întrebat cel care cânta acolo, fătul, baleunul fătului,
diacul de la strană, nu știu cum ziceți, cantorul, cum ziceți dumneavoastră, m-a întrebat dacă nu vreau să cânt ceva. Și m-am dus aminte că știu și o cântare care am învățat-o doar ieri și eu când am văzut că plâng mamele acolo, am crezut că e cântare religioasă. Și am cântat-o în biserică. Era părintele Vălean, slujea la altar și atunci când am cântat-o, tot biserica o plâns. Multă vreme părintele mi s-a părut o veșnicie, timp în care părintele Vălean nu mai spus nimic în timpul slujbei, în timp ce se împărtășea în Sfântul Altar. Și nu știam că am greșit de ce am cântat-o. Bale, unul fătului zicea că să mai cânt o dată. Eu nu mai puteam cânta când vedeam că toți oamenii să cântă în biserică. Să cântau, plângeau. Și când am ieșit să gota Sfânta Liturghie, când am ieșit afară în fața Sfintei Biserici la ușă, tot satul m-a luat în brațe. Și mă purtau de la unul la altul. Mă purtau un copil în clasa a patra. Mă purtau de la unul la altul. Și atunci am... Poate atunci v-ați gândit? Am trăit un sentiment pe care nu-l pot să-l explic. Nu pot să-l explic. Mi-era ciudă de ce nu mă ia părintele Vălean. Pentru că îl vedeam ca un Dumnezeu. Că a ieșit și el din biserică, vedeau că oamenii nu se duc de la o poarta bisericii, din ocolul bisericii, nu se duc și toți oamenii stăteau să vadă că cine o cântat în biserică. Și aș fi vrut să mai ieși părintele Vălean. Îmi doream lucrul ăsta, nu știu de ce, pentru că îl vedeam ca un Dumnezeu. Era un om atât de sfânt. În firea lui omenească era atât de sfânt omul ăla. Și avea copii. Și are copii și acum, și are un copil preot. Era atât de sfânt. Avea clop pe cap. Niciodată când îmbla pe drum, pe trotuar, niciodată nu-i stătea clopul în cap. Era atât timpul cu clopul în mână, ridica în față la copil, la bătrân, la om, la femeie, la oricine. Ridica, dacă trecem noi copcii, zicem, lăudăm pe Iisus, el ridica clopul în veci, amin, noi copcii ăia niși. Și el ridica clopul, pălăria din cap în semn de respect pentru cine salută. Vreau să mă iei în brațe. Am tânjit mult în ziua aia că de ce nu m-a luat părintele Vălean? Înseamnă că de aceea au tăcut în altar eu, problemele, gândurile mele, că de aceea au tăcut în altar, că n-am cântat bine, n-am zis ceva bine. Și noaptea am visat, a fost primul meu vis în care l-am visat pe Hristos, pe Iisus. N-am spus la nimeni niciodată lucrul ăsta. Nu știu de ce spun, Vasilica, de ce trebuie să-ți mărturisesc lucrul ăsta. Pentru că... L-am visat pe Hristos și în supărarea mea m-a luat de după umere. Și m-am uitat la el și am zis, nu ești mort, ești viu, că eu te văd în icoane tot timpul altfel. Și s-a așa de supărat că nu m-a luat părintele Vălean în brață, toată lumea m-a luat în brață. Și-a pus mâna așa, eram mic și el mare, și-a pus mâna așa peste umeri și s-a uitat la mine și-a zis, lasă. Cum vă aud pe dumneavoastră vorbind, așa l-am auzit. M-am înfiorat și de atunci am spus că trebuie să-L caut, trebuie să-L văd, trebuie să-L... Că nu-i Hristos ăsta mort, nu-i Hristos ăsta... Sărbătoarea cu turca, sărbătoarea cu plugușorul, e o sărbătoare. Trebuie să fie alt motiv pentru care noi sărbătorim la Crăciun. Părinte, a zis așa că oamenii dintre cei care se simt singuri sunt oamenii care nu-L simt pe Hristos în ei. Cum reușim să-L găsim pe Dumnezeu în lăuntru nostru? Cum putem comunica cu El? Cum ne putem da seama că din ceea ce facem sau ceea ce facem are binecuvântarea lui Dumnezeu, astfel încât planul divin să se înfăptuiască? Pentru că am convingerea asta că fiecare dintre cei care ne naștem și ajungem pe fața pământului, fiecare are o operă de construit, de făcut. Fiecare e cu scopul lui pe fiecare fața pământului. Fiecare trebuie să zidească ceva. Da. Nu am o rețetă. Nimeni nu ar putea da o rețetă. Nici Vechiul Testament nu ne dă o rețetă. Hristos ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și viața. Nu poți să-L cauți pe Hristos și dacă vrei să-L cauți pe Hristos, haide să începem cu toții de pe genunchi. Să ne rugăm prima dată. Să ne rugăm chiar dacă nu simțim nimic. Chiar dacă nu știm cui ne rugăm. De multe ori ne place să vedem, ne place să avem o icoană în față atunci când ne rugăm.
parcă ne dă alt spirit, dacă ați observat. Aduce o altă atmosferă de rugăciune dacă ai o iconiță în față. Fără iconița aia, stând în genunchi, în tăcere, în liniște, să vorbim cu noi. Și cu siguranță, dinăuntru va veni ecoul care ne va răspunde. Cu siguranță. Dar nu după un Tatăl nostru. Nici după 7 Tatăl nostru. Nici după 33 de ori Tatăl nostru. Ci după un devotament. În rugăciune. Atunci vom auzi cu siguranță glasul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se lasă descoperit în fel de fel. Nu are un șablon. Dumnezeu atât de frumos, îl poți descoperi în firul de iarbă. În firul de iarbă poți să-L vezi pe Dumnezeu. Poți să-L vezi pe Dumnezeu. Eu îl văd pe Dumnezeu astăzi în Vasilica. Văd Duhul lui Dumnezeu în Vasilica. Sensibilitatea nu poate avea decât numai Dumnezeu sensibilitatea care v-a dat-o. Văd în Vasilica, am venit cu o fată, mă ajută, întotdeauna mă însoțește cineva să mă ajute la costum sau l-a condus și am venit cu o fată și v-a văzut în platou. Erați îmbrăcată în costum național și a zis copilaia, atâta Dumnezeu văd în fata asta. Și am zis, de ce, Mihaela? Cred că atât de mult o zăbovit Dumnezeu când o zidit-o ca să o facă atât de frumoasă și atât de perfectă. Atât Dumnezeu văd. Oamenii din jurul nostru văd în ceea ce facem noi pe noi. Ceea ce punem noi în lucrarea noastră, în cântecul nostru, acolo văd oamenii cine suntem noi. Aici îl văd pe Dumnezeu cât o lucrare de frumos. Văd într-un măr cât e de bun, cât e de bun Dumnezeu. Văd în orice îl văd pe Dumnezeu. Și depășesc starea aia în care omul nu poate să-mi facă rău, nu văd pe nimeni dușman, nu văd pe nimeni un om rău. E atât de frumos. Într-un interviu pe care l-ați oferit bunei mele prietene Lavinia Târzianu, spuneați că iertarea presupune libertate. Părinte, cum putem să iertăm? Sunt situații în care oamenii aduc poate o nu au... Te aduc într-o conjunctură în care ești judecat, în care poate și tu la rândul tău cazi în ispită să judeci tot sub forma de a te apăra. Cum putem să iertăm niște persoane? Ziceți că iertarea aduce libertate, aduce liniște. Putem să iertăm, dar să nu mai fim tangibili cu oamenii respectivi. Nu. Iertarea nu e atunci când ierți și nu te mai întâlnești cu omul respectiv. Iertarea e atunci când ierți și poți să-l vezi pe omul ăla în față. Ai iertare. Nu iertare să fugi. Fuga nu iertare, că nu mai vezi omul respectiv sau cel care ți-a stârnit o durere. Nu fuga de durere iertare. Nu. Iertare când poți să îți lași darul la altar și să te întorci să-l vezi pe cel de lângă tine un om frumos. Să nu-i treabă nimic. Să-i vezi și părțile frumoase. Atunci ești liber, cu adevărat ești liber atunci, pentru că nu mai porți ura aia. Vasilica, dacă cineva ți-a făcut rău, înseamnă că e un om rău. De ce să-i faci și tu rău? Să fie eu doi? Să facem rău, da. Nu. De ce să-i faci și tu rău? Să fie doi răi? Atunci când omul acela rău a făcut un rău, tu iartă-l ca să poată să fie binele deasupra orice și tu să-l mai duci povara aia. Nu de Vasilica e vorba, că sunt sigur că Vasilica iartă ușor și trece cu bucurie merge peste orice. Mai departe. Și merge mai departe. Tot în aceeași operă a lui Lev Tolstoi, pentru că e o carte pe care o îndrăgesc foarte mult, în aceeași operă despre Dumnezeu și om, spunea că Dumnezeu este atât la nivel de conștiință și El sălășluiește în interiorul nostru, cât și în fiecare om de lângă noi. Adică tot ce a creat Dumnezeu și tot ce vezi, inclusiv că un om, exact cum ziceați, e mai neputincios, mai tot trebuie iertat, El tot manifestarea lui Dumnezeu fiind pe fața Pământului și dacă am reușit să rămânem conectați la acest adevăr și să fim tot timpul conștienți, cred că ar fi mai ușor exact ce ziceați să iertăm. Părinte, îndrăznesc preoții care sunt pusnici, mă gândesc că poate de asta pleacă și se duc acolo într-un unghier în care să aibă ei liniște.
singurătatea poate să aducă și bucurie. Dar ce ziceați în rugăciune? E o taină. Pusnicia este o taină. Nu știu, e o taină prea mare, prea grea pentru mine. Eu nu-L văd pe Hristos pusnic. Eu pe Iisus nu-L văd pusnic. Hristos lucra între oameni. În mulțime. Era tot timpul între oameni. Dar noaptea era pusnic. Noaptea era El cu El, se ruga. El cu Dumnezeu se ruga. Noi nu ne putem izola. Eu nu văd misiunea de a-L sluji pe Dumnezeu să ne izolăm. Misiunea noastră de a sluji oamenilor, de a face bucurii oamenilor. Pentru asta suntem aici. Văd un egoism atunci când fugim. Și repet încă o dată, nu a fugi înseamnă a-ți arăta credința sau iertarea sau uitarea. Nu? Stând acolo cu oamenii, făcând bucurii, să poți primi, ai primit o palmă. Dacă fugi, cum poți împlini cuvântul lui Dumnezeu când spune dacă primești o palmă, întoarce și celălalt obraz. Dacă ai fugit, cum mai poți împlini? Pusnicia este un dar al lui Dumnezeu pe care eu nu-l pot trăi și nu înțelege. Dar am înțeles de la Părintele Ilie Cleopa că sunt niște trăiri extraordinar de mari în pusnicie. Nu le-am trăit, nu le știu și... Dar eu iubesc oamenii și mi-mi plac oamenii. Rămânem în lume, Părinte. Asemenea lui Iisus. Da, Iisus a spus așa când s-a rugat: Tată, te rog să nu iei din lume. Hristos a rugat în grădina Ghetsimani: te rog să nu iei din lume, dar să nu fie ca lumea. Noi avem un cuvânt atât de prozaic, atât de uzat, atât de ușor folosit. Am făcut un lucru ca lumea. Mi-a ieșit o emisiune ca lumea. Am făcut o cântare ca lumea. Să nu fie ca lumea, ne spune Hristos. Tată, te rog, nu-i lua din lume, dar să nu fie ca lumea. Să fie ca pentru Dumnezeu. Toate lucrurile care le face să fie ca pentru Dumnezeu. Vrem să rămânem în lume, vrem să facem lucrurile ca pentru Dumnezeu și atunci când cântăm pe scenă și atunci când conducem. Am întâlnit pe cineva într-o emisiune în care am fost împreună și mi-a mărturisit fata: eu niciodată nu vorbesc urât, eu niciodată nu înjur, eu niciodată nu-mi lasă, numai când sunt la volan. Păi și acolo trebuie să fii tu cu El. Haide să vă spun un lucru frumos și m-aș bucura să mă înțelegeți. Întotdeauna când urc la volan, m-a binecuvântat Dumnezeu și mi-a dat permis. M-a binecuvântat Dumnezeu și mi-a dat mașină. M-a binecuvântat Dumnezeu și știu să conduc o mașină, un autovehicul. Întotdeauna când urc la volan și nu-i altcineva la volan care să mă însoțească, întotdeauna când urc la volan, îmi iau trăistuța din partea dreaptă de pe scaunul copilotului și zic: Doamne, aici vii Tu. Și dacă vine El cu mine, nu pot înjura, nu pot sudui, nu pot să gândesc rău, mă gândesc tot timpul la lucruri frumoase. No, hai să ascultăm o muzică populară, hai să ascultăm o priceasnă, hai să ascultăm o predică. E atât de frumos. Și nu mai înjuri, nici la volan. Părinte, aveți vreodată momente de teamă, de panică? Și de ce spun asta? De deznădejde, poate. Trăim vremuri tulburi în care alegerile noastre pot atrage represalii din partea semenilor. Nimic nu doare mai tare câteodată decât părerea proastă a oamenilor despre noi, despre tine, despre noi. Nimic, și totodată nimic nu e mai de folos, nimic nu eliberează mai mult, nu ne eliberează mai mult de viața adevărată. Cum am putea reuși să trăim independent de judecata oamenilor? Nu poți. Lumea judecă. Acum vorbeam mai înainte, nu poți. Lumea judecă. Cel mai mare, cel mai exigent pentru noi, pentru artiști, este publicul. Cel mai mare judecător pentru creștini este lumea. Lumea te judecă. Păi ce creștin este ăsta? Ce om pocăit e? Cum îl iubește pe Dumnezeu? Când nu-L vede pe Dumnezeu în tine, te judecă. Vorbeați despre panică, vorbeați despre deznădejde. Repet, un om care îl cunoaște pe Hristos, cel născut astăzi și să-l sărbătorit astăzi, nu poate să spună că e deznădăjduit, doamna Vasilica. Nu poate să spună că un om cu panică. Nu poți. Dacă știi că El e cu tine. Ce tu crezi? Într-un avion plin cu pasageri,
la locul rezervat VIP-urilor în față, era și un copil. La un moment dat se aude toate stewardesele, agitație mare, treceau printr-o zonă de turbulență. De mari turbulențe și avionul a început să se clatine tare, tare și toată lumea era alarmată să-și pună centurile și-o pus și copilul și copilul citea mai departe, copilul ăsta. Și se duce avionul, el mai departe citea senin, nu și-o strâns becul din dreptul scaunului și a ieșit din zona aia de turbulență și una dintre stoardese a observat comportamentul copilului că era plin de pace, când alții erau panicați, când alții nu știau cum să-și țină pe celălalt de lângă el în brațe. El era atât de relaxat. Relaxat, plin de pace. Și s-a dus la el, n-ai observat prin ce dramă am trecut, ce putea să se întâmple acum. Nu te-ai speriat când ai văzut că avionul nostru se clătina și era așa de greu de stăpânit. Și s-a uitat copilul la doamna care le intervieva și a zis, cum să-mi fie frică? Cum să mă tem? Când dincolo de ușa asta conduce avionul tata, tata e la condusul avionului, tata e comandorul avionului, tata nu poate să-mi facă rău. Dacă e tata cu mine, nu pot să mă tem. Atunci când ești cu Dumnezeu, nu poți să intri în panică, nu poți să-ți fie frică, orice turbulențe ar fi. Trecem și de alea. E o perioadă. Indirect, părinte, ați pomenit despre importanța părinților în viața copiilor, despre câtă încredere au copiii în părinți. Cum am putea să le povestim dincolo de cadouri, de daruri? Cum am putea noi, părinții, să le povestim copiilor despre această sărbătoare a nașterii lui Hristos? Vasilica, doamna Vasilica, să face până la 7 ani lucrul ăsta. Până la 7 ani. După aceea am scăpat. E greu să-i vorbești un copil despre Dumnezeu dacă nu-l vede în casă. E greu să spui că nu faci. Dar părinții au un deosebit rol în viața copilului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi astăzi obișnuim să ne cumpărăm copiii. Părinții sunt cei mai vitregiți pentru că sunt șantajați de copiii lor. Emoțional, da. Da. Nu-mi dai, nu fac. Nu-mi dai, sunt supărat. Nu-mi dai, astăzi... Probabil și când eram mici, tot așa eram și noi. Dar este un verset atât de frumos în Biblie, pentru care eu am fost judecat în biserică, să știți, și presa au scris despre mine că cum am putut să predic așa ceva în biserică. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cine cruță nu iaua, își urăște copilul. Nu-i cuvântul meu. Înțeleptul Solomon a spus lucrul ăsta. Cine cruță nu iaua, își urăște copilul. Copilul trebuie să știe și de frică, să știe și de dragoste. Copilul să știe și de bucuria de a fi respectat, dar și de bucuria de a respecta. Noi am fost crescuți de părinții noștri, nu ne-au lăsat niciodată să le spunem pe nume. Noi și astăzi le vorbim cu dumneavoastră și astăzi le spunem sărumâna și îi categorisesc ca cei mai buni părinți, să știți, din lume. Cu toate că nu i-o dat nimic. Mă uitam într-una din zile la copiii care stau pe lângă mine, care vin la moșuni și de care mă pot bucura. Se aniversează la 3, la 4, la 10, la 17 ani, la 8, se aniversează, le cântăm la mulți ani. Mama nu mi-a spus, nici nu știe, cred că atunci când am împlinit 18 ani. Când am venit în armată, la 20 de ani, aveam 20 de ani când am venit în armată, eram student în anul 1, și a zis, uite ce ficior mare am, cu o gătată armată, dar Dumnezeu nu știu că am împlinit 20 de ani. Nu ca dorisindu-ne copiii și îmbrăcându-i în daruri și în cadouri și smulgând de la noi bunuri pe care poate noi nu le-am permis. Nu așa putem să-i creștem frumos pe copii. Făcându-ne timp să stăm cu ei, făcându-ne timp să vadă în noi pe Dumnezeu, pe Hristos, cel care astăzi noi îl colindăm și spunem că s-a născut, copilul atunci va simți că trebuie să spună cuvântul te iubesc. Altfel va spune-o doar când îi vei da ceva, când va primi ceva.
sunteți mamă, să nu spuneți că n-ați fost exploatată de atâtea ori. Și sentimental, și material, să nu spuneți. Cât sunteți, mama e cea mai mare cățea, așa zic în Rebrișoara, că mama este o vorbă care am auzit-o de atâtea ori în Rebrișoara, de la oamenii bătrâni, de la oameni. Mama e cea mai mare cățea, cam o zice, nu, 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 și mintea se întoarce, zice, cum, zic, e copilul meu, plin de dragoste, se întoarce tot dumneai ei. A fost și eu șantajată, părinte, dar și încă sunt, dar tot încerc să dau cu măsură, iar asta pentru că în viața mea, cei 7 ani, acești 7 ani foarte importanți, pentru mine au reprezentat o lecție pe care am primit-o de la bunici, pentru că eu cu ei am crescut lângă ei și vreau să vă mărturisesc cât de importantă era bunica și poate nu primeam într-adevăr că aveam niște bomboane în pom. De Moș Nicolae știu că aveam niște bănuți sub pernă, atât cât punea bunicul acolo. Iar de Crăciun era bucuria aceea de a fi cu toții la un loc, nu neapărat. Deși scormoneam, cotrobăiam prin toată casa, prin săpături. Unde sunt mandarinele? Pentru că încoace, când am crescut mai mari, aveam și noi mandarine și niște banane verzi micuțe, pe care nu puteam să le mâncăm imediat. Era nevoie să așteptăm să se mai coacă. Le puneam în ziar? Da. Și la le puneam în ziar și le puneam pe dulap? Așa, pe dulap. O lună de zile la ele. Da. Și atunci când la o banană trebuia tăiată în 8, o banană o tăia în 8. Și ne venea o bucățică, dar mâncam banană. Exact, exact. Dar vorbeam despre importanța, importanța bunicii. E adevărat că a dispărut satul, părinte, în care eu am crescut. Și bunicii mei nu mai sunt în viață. Ei trăiesc prin mine și până la ultima sufloare, cât o să fiu pe fața pământului, cât o să binevoiască Dumnezeu să mă lase, bunica mea e în mine și bunicul meu și oamenii care m-au crescut, oamenii pe care îi iubesc foarte mult. Vorbeam de importanța bunicii și a omului de lângă tine de a-ți insufla încredere și tăria asta și puterea asta. Bunica aprindea candela, spre exemplu, când veneau furtuni, când erau se anunța a fi un potop cu grindină, cu o vreme mare, o furtună. Atât era de important pentru mine ce zicea bunica atunci, că zicea, mamă, faci o cruce și zici, Doamne, Maica Domnului, nu mă lăsa. Părinte, știți cum parcă se lumina, parcă se aprindeau 10 becuri deodată într-o odaie modestă, da, unde a târnat doar un singur. Da. Și mi-aș dori să, pentru că sunteți astăzi în emisiune și îmi doresc foarte mult să, odată cu binecuvântarea, să ne ziceți un cuvânt care să hrănească, care să zidească Duhul Bun în oricine ne aude în această emisiune. Să avem încredere, părinte, să avem curaj mai mult, să avem demnitate. Comunicarea cu orice om este rugăciune. Îl rog pe Bunul Dumnezeu astăzi, la ceas de sărbătoare, pe toți cei care sunt prezenți în familia televiziunii dumneavoastră la această emisiune, ca Dumnezeu să se nască cu adevărat în viața lor, în casa lor, în familia lor. Să-L vadă pe Hristos încă o dată în toată splendoarea Lui. Și splendoarea Lui Hristos nu este alta decât bunătatea. Dumnezeu este bunătate, dragoste, pace, lumină și veșnicie. Știți, câteodată când îmi lipsește curajul, niciodată nu mă uit la oameni înstăriți și tot timpul mă uit în familii cu foarte mulți membri și oameni cu o condiție precară. Acolo mi se pare că e mai mult curaj, părinte. Cum facem să ne păstrăm credința neclintită? Nu putem vorbi despre credință dacă nu trăim în biserică. Iertat să fie lucrul ăsta. Priviți țintă la căpetenia desăvârșirii. Eu nu privesc modelele familiilor cum vă uitați dumneavoastră. Eu privesc la Hristos și pe dumneavoastră vă sfătuiesc să priviți doar la Hristos. De acolo vine nădejdea, de acolo vine puterea. De acolo te îmbraci în putere, nu te doboară nimeni. Nu poți vorbi despre miere cu o albină care se uită la celelalte albine. Nu poți vorbi despre polen la o albină care să uită la celelalte cum strâng. Trebuie să fie acolo, în zumzetul lor, în frământarea lor, în alergarea lor,
Nu poți vorbi despre creștinism, despre credință, despre putere, stând singur în biserică. De acolo începe viața, de acolo, nu de acolo începe viața, acolo este viața. Acolo te desăvârșești, acolo înveți, acolo înveți pe alții. Trebuie să rămânem în biserică. Nu să mergem doar să aprindem o lumânare. Trebuie să cântăm ca orice om de rând, atunci când cântă strana și când cântă corul, să cântăm și noi, să participăm la Sfânta Liturghie. Atunci când se așează preotul în genunchi și cheamă Harul Duhului Sfânt peste darurile care sunt puse înainte și noi să-L strigăm pe Dumnezeu. Ca la o revoluție, ca la un protest, când toată lumea strigă, împăratul impresionat, împăratul se teme, ca la despot vodă, sproște, ăștia, prostimea, la care răspunde mulți, mulți, da? Proști, proști, da, mulți. În biserică este tăria. În biserică este cel care se lasă descoperit și cred că este vremea în care să ne apropiem sau să ne întoarcem din nou în biserică. În biserica noastră. Ne-a dat Dumnezeu, vedeți, în neamul nostru românesc, ne-a dat Dumnezeu o biserică atât de frumoasă. Biserica ortodoxă cu rădăcini atât de adânci, înfipte în Ierusalimul de altă dată, merită să guste orice om, orice tânăr să guste din frumusețea bisericii, nu a ritualului. Că ritualul de multe ori plictisește. Oamenii, copiii noștri tineri care n-au tangență cu ceea ce înseamnă Dumnezeu, îi duce la biserică să plictisesc. Nu înțeleg. Găsesc un preot acolo care tot cântă, un bătrân acolo care zice ceva nazalizat, nu înțelege nimic, o babă care dă peste mână că nu a pus bine lumânarea, altă babă că nu stă bine în biserică, altă babă că stă pe locul ei. Copilul ăla o să fugă din biserică. Trebuie să meargă dincolo. Și eu și dumneavoastră trebuie să trecem dincolo de ritual. Să știm de ce căutăm pe Dumnezeu și unde îl căutăm pe Dumnezeu. Hristos a născut într-o iesle și era prevăzută în cărțile celor care căutau în astre, era prevăzută nașterea Lui. Și au mers ei cu daruri multe, nu știm de unde, mii de kilometri, Biblia nu ne spune magii de unde au venit. Dar au fost atât de dezamăgiți când l-au căutat pe împăratul, pe marele împărat, au fost atât de dezamăgiți că ei s-au dus la palat. Acolo e împăratul, nu? Atât de dezamăgiți au fost când au găsit pe împăratul și steau să opri deasupra unui grajd. Nici măcar deasupra unei case, a unui grajd. Și într-o iesle au găsit copilul. Atât de dezamăgiți au fost. Dar în dezamăgirea lor s-au recunoscut că trebuie să fie goli și nu fastul și nu frumusețea care izbește ochiul este Dumnezeu. Simplitatea, lucrul curat, lucrul de jos, lucrul comun este Dumnezeu. Și când au plecat de acolo, ne spune Biblia că magii n-au mai plecat plini de dorința de a fi slujitorii palatului. Au plecat pe alt drum, au plecat pe altă cale, au plecat cu viața schimbată. De multe ori noi mergem la biserică și așteptăm să vedem altceva. Și suntem loviți, izbiți de ceea ce noi așteptam. Doream să vedem altceva. Mă întâlnesc cu atâția oameni care vin și îmi cer sfatul. Părinte, în biserica noastră nu se mai cântă cum s-a cântat. Nu mai putem trăi Sfânta Liturghie. Cântați voi! De ce așteptați să cânte alții? Părinte, știți, la noi s-au schimbat lumânările, nu se mai... O vinit un popă tânăr și pune lumânările la vii dincolo și lumânările la morți dincolo. Nu pentru lumânări mergi la biserică. Nu-i importante alea. Fă-le cum au zis părintele, părintele își dă socoteală. Tu te duci în fața altarului și vorbește cu Dumnezeu. Cântă! Plăcută-i lui Dumnezeu cântarea. Cântă acolo în biserică. Acolo unde-s doi sau trei. Merită să ne găsim credința și să ne regăsim credința în biserică. Merită. Poate că dincolo de daruri și de aceste cadouri pe care obișnuim să le facem celor dragi și de mesele îmbelșugate, poate că
Crăciunul este și despre altceva, despre această simplitate, despre această frumusețe accesibilă tuturor, Părinte. Dincolo de fast, dincolo de globuri, de ornamente, exact cum ziceați. Crăciunul e astăzi comercial. Mie îmi place să spun și așa cum e scris în calendarul ortodox. În calendarul nostru creștin ortodox este scris al bisericii noastre sărbătoarea nașterii Domnului. S-a botezat un copil. Au mers la biserică cu toții, au venit bucuroși acasă să facă masă, pregătită mâncare de aseară. Era un frig afară. Și toți se frigurați, acum ne-am fierbem vinul ăla să-l bem aburind așa și un pahar de jinarzi de la bun și găluștile șerte și să ne bucurăm că am încreștinat copilul. Ce bucurie mare că avem un copil, primul lor copil. Și-a venit mama și l-a pus pe pat și s-a apucat să deretice că veneau musafirii. Și-au venit musafirii și când au intrat cu cojoacele lor de iarnă, nu mai avut unde să plângă cu el și l-a pus pe pat. Și-a venit alt musafir și l-a pus tot pe pat, unde era copilul. Și cojoacele s-au pus peste copil. Au venit alți musafiri și l-a pus peste copil. Mama și tata, înzoliți cu primirea oaspeților, au uitat de copil. La un moment dat și-au dus aminte, după vreo 2-3 ore, dar copilul cum de nu plânge? Și s-au dus în pat. În pat era o claie de, o căpciță de cojoace, de haine, de paltoane zvârite peste copilul lor și-o năboșit copilul. Așa facem noi cu sărbătoarea. Dând importanță globurilor, fastului, uităm de sărbătorit, uităm de cel botezat, uităm de cel născut. E frumos să colinzi. E fain să merg cu turca, e fain să merg cu plugușorul, e fain să vezi masa de Crăciun, masa familiei. Crăciunul este sărbătoarea familiei, e frumos, e fain. Dar să nu uităm ce sărbătorim. Să nu uităm copilul. Să nu uităm copilul. Să nu uităm viața, să nu uităm sufletul. Să nu uităm pe Hristos, pentru că noi îl sărbătorim pe El. Ce lucru mare! Părinte, o bucurie a fost pentru mine și am convingerea pentru toți telespectatorii care ne-au urmărit astăzi, o bucurie pentru sufletul nostru să vă fi avut într-un astfel de dialog. Un dialog adresat, iată, de Crăciun sufletelor tuturor și inimilor oricărui om ne-a văzut în această emisiune. Și n-am putea să încheiem mai frumos decât cu odată cu mulțumirile și recunoștința pentru că ați venit aici la noi. Eu vă să mulțumesc. Vă rog să ne colindați, Părinte. Eu vă mulțumesc din toată inima că m-ați primit și m-ați primit cu colinda. E mare lucru că ați primit colinda noastră din Năsăud, din Rebrișoara și vă mulțumesc și pentru dragostea cu care ne-ați primit, cu care ați primit încă o dată pe Cristian Pomohar din Rebrișoara, pe Părintele Cristian din Moșuni, opcinșile mele și căputul meu. Asta e bine că v-ați îmbrăcat gros, m-am Părinte. M-am îmbrăcat gros ca să nu-și fie fric când mă duc înapoi acasă. Așa, astfel încât dați nevoie să vă transmitem un Crăciun fericit atât cât a mai rămas din el. Din partea tuturor telespectatorilor, dragilor, mi-e invadată inima de bucurie pentru că astăzi, în zi de sărbătoare, ziua Sfântului Crăciun, am reușit să-l primim cu colinda și să ne și hrănească cu cuvântul pe Părintele îndrăgit și mult iubit Cristian Pomohaci. Sărbători liniștite, cu inimă bună. Doamne ajută!
nașterea lui Hristos, de nașterea lui Hristos. Auziți un glas de sus, auziți un glas de sus, astăzi s-o născut Iisus, astăzi s-o născut Iisus. Îngerii cu glasul lor, îngerii cu glasul lor, mă vestesc Mântuitor, mă vestesc Mântuitor. Ei vă-l deamnă fericit, ei vă-l deamnă fericit, pe Mesia să-l primiți, pe Mesia să-l primiți, cu păstorii să-l cătați, cu păstorii să-l cătați, inima să-l lași să-i dați, inima să-l lași să-i dați, și cu magii să-l cinstiți, și cu magii să-l cinstiți, slava lui s-o dobândit, slava lui s-o dobândit. Fii mai bun, creștine bun, și mai bun, creștine bun, altă vorbă nu-ți mai spun, altă vorbă nu-ți mai spun, nu lăsa vremea să treacă, nu lăsa vremea să treacă, cu vecinii te împacă, cu vecinii te împacă. Mântuirea s-o aflați, mântuirea s-o aflați, cu el să vă bucurați, cu el să vă bucurați. Fii mai bun, creștine bun, și mai bun, creștine bun, altă vorbă nu-ți mai spun, altă vorbă nu-ți mai spun, și mai bun, creștine bun, altă vorbă nu-ți mai spun. Ne aducem aminte cu regret de oamenii care au fost lângă noi și pe care i-am pierdut mult prea devreme. Cornelia, spun, e foarte greu de egalat în muzica lăutărească. Singurul lucru care mă ține în viață
E Alexandru. Misiunea mea cea mai mare care este? În primul rând să-mi fac părinții mei fericiți, mai ales pe mama, să fie mândră de mine și pe urmă publicul, oamenii de lângă mine. Am pierdut casa la bancă și am pierdut o supă mare de bani și n-am mai putut să mai plătim, pentru că n-am putut să mai cânte aproape un an și jumătate.